În perioada 1-4 mai, Spitalul Municipal din Medgidia a funcționat cu toate liniile de gardă ca în orice altă zi obișnuită. Singura diferență a fost că, în urgența unității medicale, au ajuns ceva mai mulți oameni decât de obicei. Astfel, 266 de persoane s-au prezentat la urgență din motive variate. Traumatisme 45, agresiuni 11, dispepsii 6, etilism acut 6, plăci mușcate de căpușe 5, restul fiind diagnostice pe profil respirator, digestiv și cardiac. Chiar dacă urgențele nu au fost majore și nu au pus în pericol viața pacienților, persoanele care au exagerat cu mâncarea și băutura în mini-vacanță sunt sfătuite să evite pentru o perioadă mâncărurile grele și mai ales consumul de alcool. Pentru ca organismul să își revină, sunt recomandate supele, salatele de crudități sau grătarul din carne ușoară. Și dacă medicii au muncit din greu, polițiștii s-au bucurat de o perioadă mai liniștită. Oamenii legii susțin că, spre deosebire de anii anteriori, nu au fost sesizate furturi din locuințe sau alte infracțiuni, semn că activitățile preventive încep să dea roade. În municipiul Mejdia, ca aproape în fiecare an, nu ne-am confruntat cu cazuri deosebite, a fost foarte liniște. Punem aceasta și pe seama faptului că Mejdia nu mai are pădure, unde cetățenii se desfășoare, unde se mai consume băuturi alcoolice. Deci putem spune că am stat foarte bine din punct de vedere polițienesc. Nici polițiștii de la rutieră nu au înregistrat evenimente majore, însă, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, oamenii legii le fac câteva recomandări conducătorilor auto. Respectați limitele de viteză pe sectorul de drum pe care circulați, reduceți viteza în apropierea marcajelor pietonale și a sensorilor giratorii, manifestați atenție sporită în apropierea unităților de învățământ, nu utilizați telefonul mobil în timp ce conduceți și evitați orice altă preocupare care v-ar putea distrage atenția.